trece. Deja am depășit un pic programul, dar nu cred că ne pare rău nimănui dintre noi. O facem ca excepție. Ne apropiem de momentul culminant. Aș vrea să invit frații slujitori ai bisericii, fratele Gațu, fratele Marian, fratele Vasile Manix, împreună cu fratele Șuiu, să participăm la această lucrare. Este microfonul celălalt care e fără fir. Ne vom ridica înaintea Domnului. Voi citi cuvântul Domnului, după care fratele Șuiu va fi primul care va chema numele Domnului peste micuțul Timotei. Avem al doilea copil în familia fratelui Daniela Gavriloae. Ne bucurăm pentru el. Îl cheamă Timotei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește-le Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Timotei. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Timotei. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Timotei. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Dumnezeule Tată, care locuiești în ceruri, aduci acest copil înaintea ta și în numele lui Iisus Hristos te rog să-l binecuvântezi. Tată din cerul, te rog frumos și mă rog să fie numele tău peste el. O, Domnul meu și Dumnezeul meu, l-ai trimis în această familie și te rog, dă-i un somn dulce noaptea, dă-i o tihnă. Binecuvântează-l, Doamne, și las un înger păzitor peste acest copilaș. Mă rog, o Tată din cerul, atunci când mâna părinților este scurtă, să intervină mâna ta. O, dacă în urma nașterii lui, Doamne, a rămas cu ceva urmări, vindecă-l! Pentru că puterea ta este mare. Atunci când acest copil va crește și va deosebi binele de rău, fă să aleagă binele și să repede răul. Să te cunoască încă din copilărie prin părinți. Binecuvintează-l și păzește-l de foc și de apă. Binecuvintează-l, Doamne Dumnezeule, și cu biserică sănătoasă când va crește. Să fac din el un slujitor al tău. Să poarte numele tău în el și peste el. O, Tată din cerul, mă rog și pentru tatăl acestui copil. Doamne, binecuvintează-l cu înțelepciune. Binecuvintează-l ca preot în casă să fie lumină pentru copilul acesta și să-l învețe calea ta. Binecuvintează-l cu sănătate să aducă pâinea în casă. Binecuvintează-l ca soț, Doamne, cu înțelepciune și cu răbdare. Te rog să binecuvintezi pe mama acestui copilaș. O, Doamne, mă rog pentru ea să-i dai multă pace și răbdare în dreptul acestui copil. Tată Sfânt și adevărat, mă rog, dacă în urma nașterii a rămas cu urmări, să te atingi de ea, să o vindeci. Te rog să o faci o mamă plină de pace și binecuvintează această familie, să locuiești în această casă prin părinții acestei familii, Doamne Dumnezeule. Te rog din cerurile preanalte, binecuvintează-i neamurile, Doamne Dumnezeule. Binecuvintează-i, Doamne Dumnezeule, uncheșul și mătușile, nepoții. Și fă, Doamne, ca prin această familie să cunoască cei ce nu te cunosc numele Tău. O, Domnul meu și Dumnezeul meu, te rog să așezi pacea prin părinți peste acest copil. Și astfel, Tatăl din ceruri, să-și aducă aminte, niciodată să nu-l blasteme, ci să pună numele Tău peste el totdeauna. Și atunci când va mai crește și va pleca de acasă acest copil, părinții să așeze numele Tău la plecare peste acest copil. O, Doamne Dumnezeule Atotputernic, te rog din toată inima ca această familie să fie o familie binecuvântată în continuare. Doamne Sfinte Tată, peste capacitatea lor să așez înțelepciunea și Duhul Tău cel Sfânt, îi încredințez în brațul Tău și toate aceste lucruri le-am cerut în
numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Amin. 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 Trecem mai departe la un alt comentariu. Tot un băiețel, îl cheamă Emanuel, este primul în familie și vrem ca Domnul să-și întindă mâna și peste el să-i dea binecuvântarea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Emanuel. Amin. Domnul să facă să-și lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emanuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace, Emanuel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Tată Sfânt din ceruri, ne închinăm înaintea Sfințeniei tale numele Domnului Iisus și facem lucrul acesta, Doamne, cu respect și reverență. Astăzi suntem la o zi de sărbătoare, Doamne. O, pe brațele mele, Doamne Dumnezeule, stă micuțul Emanuel, Doamne Dumnezeule. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, Tată din ceruri, chem numele Tău cel Sfânt peste El, Doamne. Știu că numele Tău divin, când se coboară peste cineva, aduce binecuvântarea divină, Doamne. O, Doamne, îți mulțumesc că astăzi numele Tău este chemat peste micuțul Emanuel, Doamne. Și când numele Tău este chemat, aduce binecuvântarea Ta. O, te rog, în numele jertfei de pe calvar, Tată Sfânt din ceruri, fă ca să răsară lumina feței Tale peste Emanuel. Păzește-L de puterea întunericului, Doamne. Păzește-L de foc, de apă, de accidente, de boli incurabile, Doamne Dumnezeule. Trimite Îngerul Izbăvitor în familie, Doamne, să izbăvească această familie când este în încercare, Doamne. O, când va crește mare micuțul Emanuel, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă-l ca să poarte numele Tău cu demnitate și bucurie, Doamne. Dacă Tu binevoiești să-l faci un lucrător, fă-l să ducă în numele Tău pretutindeni pe unde va merge, să te facă de cunoscut pe Tine ca Domn Dumnezeu și Mântuitor peste întreaga omenire, Doamne. O, ajută-L să te cunoască, să te cunoască pe deplin, Doamne, și pentru că Tu ești Domn al păcii, proclam pacea Ta peste El, Doamne. Fie ca pacea Ta să rămână peste El în timpul zilei, în timpul nopții, Doamne, și Îngerul Tău să vegheze asupra Lui. Mă rog pentru părinții Lui, Doamne, dă-le puterea și înțelepciunea necesară, Doamne, să-și câștige pâinea așa cum ai poruncit Tu prin muncă, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai binecuvântat acest micuț, Doamne Dumnezeule, cu numele de Emanuel. Fă o binecuvântare în societate, în familie și în biserică, Doamne al oștirilor. Și te rog să lași ca numele Tău să rămână peste el, Doamne. Îl voi încredința în brațele mamei, dar te rog ca mâna Ta binecuvântată să rămână peste el. Fii slăvit, Dumnezeu. Amin. Mai avem o fetiță, Domnul să o binecuvinteze. Și am să vă spun că și din poțica fratelui mamei. Știți ce? Așa am fost invitat într-o biserică la o binecuvântare de copii și fratele meu a fost atent și nepoțelul meu l-a dat brațul altuia. Că a fost necazul vii, dar nu e nimic. Tot binecuvântarea Domnului. O cheamă Emma. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Emma. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emma. Amin.
Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Ema. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Tată scump din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu meu, în această seară, Doamne, venim să ne închinăm înaintea gloriei Tale, să-Ți mulțumim și să lăudăm numele Tău cel atotputernic, Împăratul meu. Doamne Dumnezeule, în brațele mele, Stăpâne, este această fetiță cu numele de Ema, Dumnezeul meu. Doamne, e nepoțica mea, Stăpânul meu, și Îți mulțumesc pentru ea din toată inima mea, Doamne. În numele dragostei Tale, Stăpânul meu, te rog ca Tu să-Ți întinzi mâinile Tale cele sfinte peste ea și să o binecuvântezi, Doamne. Te rog să lași pacea Ta și puterea Ta cea sfântă peste ea, Dumnezeul meu. În numele Tău cel atotputernic, Dumnezeule, te rog să lași sângele Tău cel sfânt peste ea, Doamne, să ne ajuți pe noi ca bunici și ca părinți să o creștem în frică și în temere de Tine, Doamne. Fă o să fie o binecuvântare în casa noastră, în biserica în care suntem, Doamne, în societatea în care trăiește, Dumnezeule. Când va fi mare și va merge la școală, Doamne, dă înțelepciune și pricepere. Când va crește mare, Doamne, în biserica Ta, Stăpâne, pune cântarea de laudă în gură să laude numele Tău cel atotputernic. Binecuvântat și lăudat să fie numele Tău cel atotputernic. Doamne, pun numele Tău cel atotputernic peste ea, Dumnezeule. Binecuvântează-i tata, binecuvântează-i mama, Stăpâne, binecuvântează-i surorile, Stăpânul meu, binecuvântează-ne pe noi toți și fă, Doamne, ca în casa noastră să fie numele Tău cel sfânt peste această fetiță și peste toată casa noastră, Stăpânul meu. Îți mulțumesc pentru biserica în care suntem, îți mulțumesc pentru toate, Doamne, și nu am cuvinte cum să te laud și să preamărez numele Tău cel atotputernic. Fii slăvit în veci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Avem în continuare o fetiță, tot așa frumoasă, o cheamă Melissa și vom citi cuvântul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Melissa. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Melissa. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea Melissa. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și o-i vei binecuvânta, zice Domnul. Amin. Doamne Dumnezeule, vin în fața Ta și în fața puterii Tale. Te laud, Doamne Dumnezeule, neprihănirii seara aceasta, că avem binecuvântare în Sfântul Bisericii, Dumnezeule neprihănirii. Chemăm numele Tău cel Sfânt și cel Preanalt peste noi, Doamne, în seara aceasta, peste copii, Stăpâne, Doamne, care au venit înaintea Ta în seara aceasta, ca să fie binecuvântați. Îmi stă în brațe Melissa, Doamne Dumnezeule preanirii, cer numele Tău cel Sfânt și cel preanalt peste ea. Binecuvântează Dumnezeule preanirii cu binecuvântarea Ta. Știm că ceea ce binecuvântezi Tu rămâne binecuvântat. Chem numele Tău peste ea, chem îndurarea Ta peste ea, chem brațul Tău peste ea, Dumnezeule preanirii. Binecuvântează la plecare și la întoarcere. Doamne, dacă au rămas urmări peste această fetiță, când s-a născut Dumnezeu neprihănirii, te rog ca să dai vindecare, te rog ca să o vindești Dumnezeu neprihănirii, când va fi mare această fetiță, să fie roabă în casa Ta, să fie slujitoare în casa Ta, să slujească Ție, Doamne Dumnezeu neprihănirii. Dacă mama ei a rămas cu urmări după naștere, te rog, Doamne Dumnezeule preanirii, ca să o vindeci, să dai vindecare, dă putere părinților, Stăpâne, Doamne, ca să-și câștige pâinea, lucrând cinstit înaintea Ta, mări și lăudat să fie numele Tău, chem numele Tău peste Melissa, ca să o păzește foc, ca să o păzește apă, Dumnezeule preanirii, ca să o păzește boală, atunci când va fi la greu, tu să fii cu ea, mâna Ta să fie peste ea,
încredințez în brațul tău, știind că tu dai binecuvântarea în numele lui Iisus Hristos. Amin. Mulțumim Domnului, invităm familiile să ia loc. Dumneavoastră, vă rog să luați loc. Am să fac câteva anunțuri scurte.